Pace și bună ziua! Astăzi vreau să fac o turtă și o să am invitați pe fetele de la Macu Galben și le servesc și eu cu ceva și am zis că la Eva îi place foarte mult pâinea așa făcută și atunci o să... Daci, o să cântărim la urmă, că ăsta e 2 kg. Ok. Așa, nu o să fac mult, că noi avem pâine, doar așa. Să știi că asta e diferit de aia, asta e mai faină. Da, aia altă nu e aceeași firmă? Nu știu. Dar văd eu, uite cât e de faină. Eu spun ce vezi. E aceeași... S-a schimbat. Da, e aceeași firmă, doar că avem un bec în plus. Nu, eu văd cât e de faină. Da, bine. Pe tot ghirmeli și aia altă. Da. Acum mă grăbesc eu ca aș putea să-ți demonstrez că nu e așa. Uite ce fain e asta. Ok. Deci asta punem un plic de drojdie de 15 grame. Punem și sare. O linguriță. Jumate, că nu e așa multă făină. Așa. Apă cam 800 de mililitri. Apă călduță trebuie. Călduță. Apă caldă. Noi am mai măsurat și apa altă dată când am făcut mami pâine și folosește cam în jur de un kil de făină și cam 700-800 de mililitri de apă. Dacă vreți să vedeți exact, am acolo chiar cântărit tot. Făina asta are proteină de 11,7 grame, aproape 12. Thank you.
așa să făcut, pun tot acolo, așa. O lăsăm 15-20 de minute să se ridice și atunci vă arătăm. Punem o punguță ca să nu facă prosopelul și lăsăm să crească. Revenim. După ce cântăresc făină, așa a rămas orba. Aici un kil 200, eu pus 800 de grame de făină. Ok. Vezi, dacă nu punem din asta, nu. Se face pe prosopul. Și dacă îl speli pe prosopul, e aluatul ăla. Da, rămâne aluatul. Așa că e mai bine așa. Hai să facem și noi ceva astăzi mai fain. Dar poți să faci așa. Asta vreau. Și acum, și iar acum, ce fac așa ca să, da, când se face, să vezi ce faină e. Așa. Mai pun un pic. Am pe tăuntură. Nu e ca așa. Îl împlecim. A fost bun. Mami, am mâncat pe picioare. Da? No, du-te, schimbă-te. Hai că... Imediat. Hai că nu pot mâncat. Imediat, Natalia. Ce faci acolo? Colac. Colac? Da. Da, știu, mama. Mult.
Se lărgește el, se face cât... O să se facă, da. Da, acum lăsăm să crească un pic. Puțin. Cam cât timp? 15 minute? 15 minute. Ok. Astăzi o să vină fetele de la Macul Galben la noi și m-am pus și am făcut o turtă și facem o rață la cuptor. Dar o facem cu orez. Am pus apă, uitați aici, am pus apă să fiarbă orezul. Îl ferbem prima dată și atunci umplem rața cu orezul care o fierb. Nu putea aici, 200, 200 de grame, stai. Încă nu-i 200, acum e 200. Da. Deci punem 200 de grame de orez să fiarbă și atunci vă arătăm pe parcurs ce mai facem. Acum spălăm. Acum punem orezul la fier. Așa. Acum curățăm vetețurile. Deci orezul fierbe, cuptorul s-a dat drumul, se pregătește acum legumele și până mami le curăță, eu pun un pic pe pauză. O punem, ceapă. Da, acum am văzut că punem o ceapă mai medie, așa. La călit. Așa. Un morcov. Un morcov sau doi? Asta a fost un morcov mic, ia că nu-l mai pun. Pune-l, da, numai te întreb. Nu, chiar e mult. Ah. Chiar e mult. Uite așa. Aș mai pune și ăsta că de gust. Asta ce? Poate un gel. Nu-i pășunac. Nu. Și leuștean, e ăla mai subțire? Leuștean? Care să fie? Rădăcină de leuștean? Aha. Nu este. Este sau nu este? Nu prea este. Frunză este. Și frunzele din ce ies? Din pământ direct? Din rădăcină, dar e subțire. Eu știu cum o fi, că nu știu cum e. Măran știu că nu are rădăcină. Da. Nu lasă, că nu mai pun. Gata. Așa. S-o fiert deja orezul? Da, că nu l-am fiert mult. Ah. Așa. Acu-i. L-am amețit. Am înțeles. Așa.
Deci l-am spălat să nu mai aibă amidonul. Orezul. Și acum ne ocupăm aici. Trebuie. Sare. Atât, dacă m-am gândit să pun col, dar nu, până când e orezul. Acolo avem prune. Ce surpriză! De ce? Păi tu când ai prune uscate. Hai să vii, mă trăiesc. Nu se poate. De ce? Nu se poate. Nu, no, tot cu smochine și stafide. Nu se poate vii. Nu. De ce? Mor? O jamă, un sirop. Păi numai fain. Da. Astea sunt smochine. Îmi place foarte mult. Mai spun o dată, foarte mult în orez. Pune-le toate, dragă. Pulmă. Nu, pune-le toate, te rog să mă scălzat. Da. Da. Așa. Și pune și stafide. Mai pune un pic de apă, dar un pic, că nu ați luat ceapa, că uite azi de acolo pe margine. Ho, 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 ho. Fidel, nu poți m-am uitat pe cutia. Nu, că mai întrebă la plăcintă. Ha! Nu, dar e destul. E prea dulce de fara. Așa. Nu mă lași să pun șurmăr, că îi dă un gust așa fain. Cum, răzăliți, sau? Bucățele? Da. Bucățele? Da. Perfect, pun. O să mai facem rețeta asta când o să avem și moșmoane. Da, să știți ce mare lucru. Pune mărul ăsta acolo în... un vârf de cuțit de curcuma. Ei, merișoare dacă mai avea. Da? Uh-huh. Asta e puțin o scorțișoară. Cam așa, o lingurită.
Melișoare ți-ar trebui. Da, cu cantul melișoare. Da? Și alea ce? Melișoare. A, niște melișoare. Mamă, ce mâncare fie asta. Nu trebuie să fie hidratat, e că o să-și treagă umiditate din orez. Amestecă. Nu uite că mai trebuie să facem. Lasă-mă. Amestecă, lasă-mă. Păi da. Trebuie apă, nu vezi că arde. Mama mea, ce mâncare cu asta. Asta o fi pe plasul meu. Mami a vrut cu varză roșie să facă și cu măr. Și am gustos că este la Penny, sigur. Am fost la Penny, nu a fost. Am fost la Lidl, nu a fost. Am fost la alimentar aici, lângă, nu a fost. Mai trebuia să duc la Penny, la Penny, la Kaufland, dar a zis nu mai. Mai pui? Cât ai pus acum? Tot pachetă. De ce, că-ți place? Trage-te de aici. De ce te-ai răzgândit și ai pus tot pachetul? Că m-a plăcut. Mamă mea, mai moșmoanele lipsesc. Angela, eu cred că îți fur pomul. M-a făcut poză cu el. Să fac filmare, trebuie să mă uit, că eram la adunare când m-a trimis. Și-am uitat să mă uit. Mamă mea, ce fain arată. Deci îmi place foarte mult. Acum eu o să pun, dar nu mult orez. Deci, nici un sfert de el nu o să pun. De ce? Nu-mi cap în rață atâta. Știi? Sau îl pun tot și după aia ce rămâne mâncat așa. Da, da, da. Cu moșmanii. Da, acum iară lasă-mă. Puțină vegeta. Asta nu stai să pui, că e de gust. Fără euri. Așa. Și acum pun un piper. Asta e piper amestecat cu sare. Și cu chili, parcă. Ia că sare. Da, sare de aia nu pun atâta sare eu aici. Că e suficient. Bine, pui și vegeta și da. Un pic de sare, cum am pus mai dată. Dar oricum se gustă înainte. Cam așa, e suficient de făcut. O să mai steie până să face rața. Facem o probă. Cum e? Ce mai trebuie? Sare sau? Nu, nu mai trebuie niciun cal sare. Așa? Stai un pic, un pic mai sărat, dar o să absorbă când o să fie gătit la cuptor și o să fie minunat, dar sunt niște gusturi, o combinație de gusturi minunată. Vreau să spun binecuvântată. E atât de faină, extraordinar, îmi place foarte mult. Ce ai făcut aici? Am pus o linguriță de boia, o linguriță de vegeta și o linguriță de sare. Vă arăt. Uitați, aici e vegeta, aici e sarea și boiaua. Și faci un maglarais? Da. Ia ca așa și mai pun un pic de ulei.
Acum eu am grăsimea asta și o dară nu o țâp. Că nu-i de țâpat astăzi nimica. Mă gunoi afară. Asta e de la rață, nu? Da. Puteam să cresc aici cu orezul, dar vreau să pun așa pe fund la tavă. Cred că n-aș mai fi mâncat, că ar fi fost prea gras pentru mine. Eu am luat o rodie ca să pună mami și asta în orez, dar dacă într-adevăr colorează orezul. Și știi cum e? Mai aproape ginți de ca părinții. Mie mă place foarte mult. Chiar m-am gândit că pentru mine ai luat. Eram foarte grăbit când am fost și am luat așa pe răcăzală, nu m-am gândit să-ți iau și ție. Știi că a fost ieftină. Dacă mă întreb, nimeni mai știu de unde am luat-o, din păstător pe unde a fost, știu că a fost cu 3,50 lei. N-avei, nu-i bai. Aici facem patul lui rață, să stie așa pe pat. Știi tu? Și acum... Mai pot să pun și cartofi, poate? Păi asta vreau și acum. Punem cartofi ori tătăvata. Da. Am curățat cartofi să pun acolo lângă rață. Eu mi-am zis că am dat da, da, aici. Nici n-am mai știut ce era. Era Bella. Deci am pus gutui, am pus morcov și un pic de piele de rață, nu? Piele de rață, da. Așa. Acum eu dau cu baiți, așa cum știu eu. Puteam să pun două, că două am luat, dar era întâi mai bătrână. Asta e pipar care am amestecat-o și uitați ce culoare dă. Păi dă, culoare faină. Deschisă. Da. Aia care a fost așa, știi? Aici aș putea eu tăia pieptul ăsta, să intre în el. Ok. Dar nu știu unde e cuțitul ăla mare. L-ai văzut undeva și nu-l văd. Cuțitul mare... Pe aici, pe undeva, trebuie să fie. Să zicem pe mine așa, să umplu. Să umplu rățoiul, că e rățoi, să știți. Așa. Și îl punem frumos la cuptor. Frumosă? Da. Un pic frumușăl.
Nu mai intră? Mai intră, nu? Încerc să pun tot. Acum nu cred eu că fac chiar perfect, dar eu încerc. Să vedem. Hai că cred că intră tot, sau dacă nu intră. Bețișoarele alea, știi tu, care... Aș trebui să punem niște bețișoare. Da, dar cum o fi, nu știu. Uite așa, și așa, și așa. Știi cine mă deranjează? Uite puțin. Aia este. Vezi cât se complică omul. Fiindcă eu puteam să-mi pun alea care să fac așa și gata, dar asta e complicația. N-ar mai fi fost frumos. Nu sunt. Bucușoare mici. Unde sunt alea mici? Bucute. Scobitoarele. Da, eu zic și eu. Scobitori mici. Uite aici. Ia vezi. Poate merge mai ușor cu astea. Nu încearcă să vezi. Spre asuțiri, ha? Deci eu nu știu. Așa. Așa și gata. Știi ce ar fi trebuit? Acolo mare și cusut. Nu, nu, acum. Eu las. E bine și așa, nu. Să știți că aici nu mi-s eu așa pricepută, chiar nu știu să fac, nu mai pun ăsta. Nu mai, mai dă un pic așa cu baiți, cum zici tu. Opa. E, de ce să mă spăl dacă eu pot să fac? Mâinile, așa. Da, pe aia. Pe locul ăla. Da. Așa. Și trebuie să faci și cartofii. Faci parte. Pătuți. Ce, mi-ai pus un cartof acolo. Ia, așa. Așa. Deci, mi-ai pus un cartof, așa. Nu
Da, bună idee. Da, ca să, să faci așa cu cartoful. E bună idee. Ca să nu iese de acolo. Pentru asta. Da. E bine. Și pui și aripa. Păi, ce să fac? Pui un pic de sare peste. Aici e cartoful, care e să scurăm? De aici. Așa. Foarte bine. Știu. Aici a fost acum mai înainte. Știu. De la mână, probabil. Întotdeauna toamna îmi cade părul. Cum și îmi cade mult, dar nu știu. Am întrebat și coafeza și a zis că asta e normal, toamna, să cadă așa. Nu, bun. Uitați aici. Rățoiul fericit sau rață sau ce a fost? Rățoi. Rățoi, ha. Rățoiul fericit. Uitați aici ce bine arată. E și cremuit. Ce știți voi? Ha. E masat. Și bunica merită și atât. Și pune, dar mai pune unul. Nu mai stai. Nu mai stai. Ăla lasă acolo, că chiar... Mai este unul, doi. Nu, ăla lasă. E jumate și tu jumate. Nu, bine. Așa. Cam atât. Să nu mai pui la cuptor. Îl punem la cuptor. Și asta mai mă rămas, dar nu nicio problemă, că să mâncă și aia. Da, se poate mânca și aia. Nu mă punem la cuptor. În dubă. Cum să spun înainte. În dubă. Și pe mai târziu. Pe curând. Deci am scos rața din cuptor. Wow! Stai wow. Să... Chiar wow! Uite-mă! Arată bine rața. Arată bine. E friptă, e... Și gata rața. Și acum... Și acum o punem pe tavă, nu? Ok. Deci o pregătim pe tavă și o punem așa frumos. Asta e de la bunica mea. Cred că are peste 100 de ani. Cine știe de când a avut-o ea? Ce faine. Da. N-are model, n-are nimic, dar e super. Și eu am grijă de ea, crede-mă, cu drag. Să știi. Și o iei așa și o pui aici, nu? Da. Ok. Așa, invers. Invers. Să arate mai frumos. Așa. Stai să scoatem toate acele. Da. Și chițibușele. Și chițibușele. Uite așa. Și cum să nu fac eu rață când Eva a fost cu mine... Și să nu o servesc eu curață, nu se poate așa ceva. Hello! Bună ziua! Prima trageți în bol. Dar chiar că arată bine. Stai acum, mai răbdare, ho! Uh-huh. Am auzit că vrei să ții dietă. Da, de mâine. Nu să văd ce faci. Imediat trebuie să fie gata. Mami. Wow, da, Natalia. Ca să nu se topește.
A, nu, e aici frumos, nu se topește. E, fiecare cu treaba lui. E, da. Am înțeles. Ideea nouă, bunica. Nu vezi, asta are grijă de înghețată, nu se topește. Nu se topește. Dacia are grijă cu pulpa, cu țâmp. Fiecare cu cel mare. Da, cum? Ia ca așa, fetelor, avem rață cu orez. Cu orez. Umplută. Așa, și alea le punem așa frumos aici, da. Cu măr, cu... Da, așa, mi-e foame. Dar ați văzut? Nu am pus apă. Da. N-am pus apă. Și uitați ce e aici. Da. Deci chiar n-ai pus nimic apă. Nu. Nimic. Ia mai pune și pe partea asta la altă. Așa. Asta cine o fi? A, smochină. Smochină, ai pus și smochină. Da. Wow. O căzut jos. Na, păi eu nu știu cum să iau de aici, cu asta nu pot. Ai întors, nu știu cum, așa trebuie. Nu. No. Cam atât. Așa. Mai mult nu știu să fac. E bună? Merge. Ok. Ia ca așa. Nu e înghețată, gani. Aici e înghețată. Nu, bun. Chiar abia aștept să mănânc. Și vă arăt, asta n-am făcut astăzi, am făcut ieri, dar eu vă arăt și asta la altă parte. Și acum vă arăt. Uitați așa. Arată bine. Și unde e pitanji? La cuptor. Păi am două, dar le-ai făcută. Nu, nu-i gata încă. Arată bine. Mă duc să văd eu ăștia. Ăștia nu știe. Nu-mi bine. Îmi pun niște poze, Angela. Deci și pituța e gata. Ai ce pituța! A ieșit, faină. Uitați aici. A ieșit. Mami. Aici ai, aici am. Uite aici ce faină e. Mm-hmm. Și moale, crocantă. Eva, eu nu spun că mici de împâncota n-au fost buni. Dar și aici e o bunătate. Aia mici din pâncota și aici e grața. 100% bunica. Uitați așa. Noi facem poză. Hai, fă poză. Aceasta a fost realizarea mea. Nu, bun. Și acum, gata? Ai făcut poză? Gata, am făcut poză. Mă, stai. Stai să fac și la auzi. Auzi că nu, nu. De ce? Ce? Nu știu. Trebuie și așa, aproape de... Deci lasă să facă el aia, vrea să spună. Nu, no, ok, atunci... Ai făcut o singură poză așa? Am făcut așa și așa. Nu știu. Trebuie un pic așa. Cum e orezul, Eva? Hai de capul meu, super. Cu... Cine l-o prepara? Cine l-o continuă? Mami, dar la... Bun. Foarte bun. Asistența mea. Uh-huh. Indicațiile tale. Da. Uh-huh. La sugestii. Foarte bun. De ce mânci acolo? De ce nu... Angel, de ce nu ți iei de aici? Dar iar nu pe-i place, ce ai să ia? Păi să și orez. Mm-hmm. Și murăturile sunt nota 10. Da? Eu de vlece l-am luat. Foarte. Mă, bine, vă las că avem treabă. Am vrut numai să vă arăt ce fain arată orezul cu, nu smoșmanie, smochine. Tot pe nemțește-mi vine cuvântul. No, bun, v-am lăsat. La revedere! Moșmoane! Nu, nu vreau moșmoane. Nu vorbi cu gura plină. No. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi.
28 octombrie 2024. Să lucrăm împreună. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3, versetul 9. Biblia ne spune că trebuie să iubim, să cinstim și să lucrăm împreună. Atunci de ce nu o facem? Din cauza egoismului. Ne place să credem că putem face totul singuri, dar nu asta este realitatea. Nu există supermen sau superfemei. Așadar, întrebarea nu este dacă poți sau nu să faci totul de unul singur, ci cât de repede îți vei da seama că nu poți. Filantropul Andrew Carnegie a declarat: este un mare pas în dezvoltarea ta atunci când ajungi să accepți că alții te pot ajuta să faci o treabă mai bună decât ai putea să faci singur. Am încheiat citatul. După ce a pregătit pe ucenicii săi pentru slujire, Iisus i-a trimis doi câte doi. Nu existau acțiuni individuale. De ce? Din mai multe motive. Pentru a se împiedica unul pe altul să se abată de la calea cea bună, pentru a se responsabiliza reciproc, pentru a se încuraja unul pe altul atunci când lucrurile deveneau dificile, pentru a compensa o slăbiciune cu o calitate corespunzătoare. Fiecare dintre noi are puncte slabe și avem nevoie de cineva cu o viziune clară în acele domenii pentru a ne ajuta să vedem lucrurile așa cum trebuie. Un exemplu clar găsim în Exodul 17, când Moise și-a ridicat mâinile cerând ajutorul lui Dumnezeu și armata lui Israel o învingea pe a lui Amalek. Dar când Moise a obosit și a coborât mâinile, Amalek s-a întors împotriva lui Israel. Care a fost soluția? O citim în Exodul 17, versetele 12 și 13. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabiei. Am încheiat citatul. Așadar, iată două întrebări la care trebuie să răspunzi astăzi. Cine îți ține mâinile ridicate atunci când sunt rudite? Și ale cui mâini le ții tu? Slava ta, aleluia, aleluia, Doamne, mă-nchin prin al meu cânt, aleluia, aleluia, ție mă-nchin, Rege preasfânt. Aleluia, aleluia, Doamne, mă-nchin.
că pe Golgota m-ai mântuit. Aleluia, aleluia, Doamne, mă închid.